Primul speaker care o să ne vorbească astăzi despre eșec este Octavian Apostol. Eu așa spuneam că el e primul apostol din listă care o să vorbească astăzi. Octavian a avut cel mai dulce eșec. El făcând studii în România și ca un moldovan care făcea des naveta Chișinău-Brașov, fiind plin de idei și inspirații, îl rup fantezia într-o zi și Octavian a decis să facă business. Nu cu țigări, cum... Dar poate și cu țigări, eu nu știu, dar el a spus să tească altceva. Nu știu că azi mai multe detalii aflăm la Octavian. Bună seara și mă bucur să mă aflu astăzi aici, în fața dumneavoastră. Era și un timer, da? Vă dați seama câte failuri am avut, că am fost mereu primul la catalog și astăzi tot sunt primul. Ok? Numele meu este Octavian Apostol, sunt director AGP și de 31 de ani eșuez. Eșecul nu îți bate la ușă, nu îți scrie pe Instagram și nu îți pune un eveniment în Google Calendar. La 15 ani tatăl meu m-a chemat și a zis că trebuie să fac o alegere. Fie să merg să fac carte, fie să rămân să nu fac carte. Dacă aleg să fac carte, pot să merg în Sankt Petersburg, să învăț în limba rusă, sau să merg în România să fac carte românească. Dacă aleg să rămân, îmi cumpăr 400 de oi, 100 de hectare de pământ și mă face cel mai bogat... Da, cel mai bogat cioban din satul Lipnic. Apropo, satul Lipnic este punctul cel unde stă harta în cui, la nord,